Crăciunița, șlumbergia sau cactusul de Crăciun este una dintre plantele care înfloresc chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. De multe ori o cumpărăm frumoasă, înflorită, plină de boboci. După florescență, după ce au căzut florile, nu mai reușim să o facem să reînflorească an de an. Care ar fi cauzele și ce ar trebui să facem să le avem tot timpul înflorite în perioada sărbătorilor de iarnă? Trebuie să ținem cont de unde este planta, de unde provine, ca să înțelegem care sunt exigențele acestei plante. Această plantă provine din Brazilia. În mod normal, această plantă nu trăiește cu rădăcinile în pământ. Este o plantă epifidă, la fel ca și orhideele, trăiesc agățate pe ramurile mai groase ale copacilor sau chiar pe truncurile copacilor, unde găsesc o mică crăpătură în scoarță, acolo se agață cu rădăcinile și trăiesc agățate în acești copaci. Deci trebuie să știm că are nevoie de foarte puțină apă, de foarte multă lumină, dar nu soare direct. Deci dacă trăiește pe ramurile mai groase ale plantelor, înseamnă că este undeva la umbra frunzelor acestor copaci. Fiind agățată pe ramurile acestor copaci, evident, nici fertilizanți, nici elemente nutritive nu prea găsesc acolo. Deci nu trebuie să fertilizăm în exces aceste plante. Fertilizându-le în exces, vom da prioritate vegetației și nu florescenței. O udare în exces duce la putrezirea rădăcinilor. Plantele în natură, fiind agățate pe crengile mai groase ale copacilor, fiind cu rădăcinile expuse, niciodată nu pot să putrezească, chiar dacă plouă pe o perioadă mai lungă de timp. Dar în substrat, dacă noi udăm în exces, acele rădăcini vor putrezi și plantele ne vor da impresia că nu au apă. De ce? Pentru că nu mai au rădăcini, nu mai au cum să se hrănească, nu mai au cum să absoarbă umiditatea. De la udare la alta, substratul trebuie să se usuce în totalitate. Numai în acest fel, plantele pot să rămână cu rădăcinile sănătoase. Și nu vă faceți probleme, pentru că au suficientă umiditate în aceste frunze cărnoase, fiind o suculentă. Având o florescență foarte lungă, foarte bogată, are nevoie și de repaus vegetativ. Va intra în repausul vegetativ în luna ianuarie. Din ianuarie până în luna martie, aceste plante trebuie să se odihnească. Deci, vom reduce udările, putem chiar să le întrerupem, de altfel și fertilizările. Nu fertilizăm deloc în această perioadă. Va reintra în vegetație din luna aprilie până prin luna septembrie. În toată această perioadă, udăm regulat, cum am spus, de la udare la alta, substratul trebuie să se usuce în totalitate. Nu există o perioadă de timp sau o anumită cantitate de apă. Udăm bine substratul, iar până la următoarea udare lăsăm să se usuce complet. Fertilizăm tot la a doua udare. Deci vom fertiliza foarte puțin, având în vedere că udăm foarte rar, deci și fertilizant va avea foarte puțin, așa cum are nevoie și în natură. În natură are nevoie de puțin fertilizant și în cultivate în casă îi vom oferi aceleași condiții. De preferabil să fie fertilizat cu un fertilizant pentru plante grase, deci pentru cactus. Acei fertilizanți sunt foarte lejeri, ceea ce este foarte potrivit pentru plantele noastre de șlumbergia, crăciunița. Ajuns și în luna octombrie, stimulăm plantele pentru a intra în florescență. Cum le putem stimula? Trebuie să le oferim exact ceea ce găsesc ele în natură. Scăderi de temperaturi graduale și a intensității luminii. Dacă noi ținem plantele în casă, la o temperatură constantă și la lumină constantă, pentru că noi probabil le ținem în încăperi unde stăm cu lumină artificială, plantele nu vor simți aceste fluctuații de temperatură și intensitatea luminii și nu vor intra în florescență. Deci le vom ține într-un loc răcoros, cuprins între 12 și 15 grade, preferabil pe balcon sau pe terasă. Atenție să nu scadă temperaturile sub 10 grade. Când încep temperaturile să scadă mai mult pe timpul nopții, le ducem în casă la 18-20 de grade. Temperatura normală într-un apartament. Soarele din septembrie este puțin mai blând. Dacă expunem planta noastră la acel soare de septembrie,
e posibil ca frunzele să schimbe culoarea. În Bordeaux, Bordeaux închis, ca și la această crăciuniță. Cum procedăm cu udările în această perioadă de stimulare a fluorescenței? La fel ca și până acum, doar atunci când substratul este uscat în totalitate. Și cum vă spuneam, nu vă faceți griji pentru că au suficientă rezervă. Schimbarea ghiveciului, pentru că este o plantă care se dezvoltă foarte rapid, foarte viguros, ar trebui să-l facem o dată pe an. Dar atenție, îl facem gradual. Un ghiveci foarte mic, dacă lăsăm foarte mult timp într-un ghiveci mic, poate să blocheze planta să nu se dezvolte. A, de altfel, și un ghiveci foarte mare poate să facă același lucru. Va da prioritate dezvoltării rădăcinilor și nu a vegetației sau a fluorescenței. Deci vom trece gradual, lăsăm întotdeauna doar un centimetru spațiu util pentru noul substrat pe care îl vom adăuga. Adăugăm întotdeauna un substrat de calitate, un substrat pentru flori de calitate. Un substrat de calitate ar trebui să fie de culoare maro, nici de cum maro închis sau negru. Acele substraturi, acele pământuri pentru flori de culoare foarte închisă pot să creeze probleme la rădăcini, pot să atragă musculițe și să ne creeze o grămadă de probleme. Deci atenție la ce achiziționați. Trebuie să avem această cultură, să ne creăm această cultură, să știm care este un substrat de calitate. Se poate folosi cu succes și un substrat pământ pentru plante grase, pentru cactus. Funcționează foarte, foarte bine. Un ghiveci de teracotă este cel mai ideal pentru șlumbergia, pentru crăciuniță. Are o dezvoltare destul de viguroasă, planta devine destul de grea, iar cu ghiveciul de teracotă rămâne puțin mai stabilă. În plus, ghiveciul de teracotă reușește să transpire și să elimine apă în exces. Tăvița de sub ghiveci este folosită și este creată doar în scop ornamental pentru a completa ghiveciul. Sau pur și simplu pentru a nu avea posibilitatea să murdărim pe lângă ghiveci sau să deteriorăm mobilierul. Niciodată nu se ține pentru a avea rezervă de apă. Tăvița nu este concepută pentru o rezervă de apă la niciun fel de plante. Sau, dacă vrem, putem să creăm ceva foarte ingenios, o perlă de mușchi. Pur și simplu am eliminat ghiveciul de plastic și am creat această perlă de mușchi. Această perlă de mușchi se cheamă Kokedama. Am ales un bol de sticlă, un pahar de sticlă mai mare, am creat această perlă de mușchi și uitați-vă cât de bine se completează cu șlumbergia, mai ales în această perioadă când este în florescență. Dacă vreți să creați și voi o Kokedama, o perlă de mușchi, am creat un video special cum se creează această perlă de mușchi. Voi lăsa în descriere linkul pentru videoclip. Sper că vi-a fost utile aceste informații. Eu vă spun sărbători fericite și să ne vedem într-un alt video. Pe curând!